Bine, v-am regăsit la un nou daily vlog. Am fost la Auchan, eu doar ce am încheiat vlogul trecut, de fapt astăzi după amiază l-am încheiat, l-am și editat, mâine trebuie să îl urc pe YouTube și acum ne-am întors de la cumpărături, este ora 20:51, am dat drumul și la șef la cuțite pentru că este finala în seara aceasta. Și am zis să vă arăt repede ce am cumpărat din Auchan, nu mai stau să filmez un clip separat pentru că nici nu sunt foarte multe chestii și așa. Mă rog, lucruri de zi cu zi, să zicem. Ne-am luat o pungă de pufuleți pentru că n-am mai mâncat pufuleții de zi cu zi, cei de toate zilele, că n-am mai mâncat de foarte mult timp. Nu știu ce Dumnezeului se întâmplă, că am o durere în partea asta, la sinus, aici, între sinus și dinte, foarte ciudată. Foarte ciudată toată răceala asta și durerea mea din, de undeva din spatele ochilor. În fine. Și cât timp am fost în Auchan și era ventilația aceea, Doamne, deci mi se uscase nasul teribil. Am cumpărat niște bănânuțe. Am luat, stați, că le-am în multe pungi din astea. Noi mai avem niște săculezi în aceea, știi, Cristi, pe care i-am luat din Kaufland? Da, unde? Deci am cumpărat special să nu mai luăm pungi din astea de plastic, pe care oricum n-ai cum să le refolosești, că se rup. Care să o pună o pungi sau un loc? Da, corect. Dar astea, ce poți să faci cu ele? Că zici că sunt niște dresuri, serios. Am cumpărat aici niște salată din asta. Vrem să facem salată mâine? Sau vrei în seara asta? Nu. În seara asta nu faci macaroane sau nu mai faci pe târziu? Mâine macaroane. Nu mai am energie în seara asta. Așa. Am mai cumpărat aici o legătură de pătrunjel și o legătură de mărar. Pe acestea le voi toca și le voi băga la congelator. Le bag în... Doamne, de ce-mi vine să tușesc? Mă râcă în gât. O să le pun în compartimente mai micuțe ceva, în niște recipiente, să scot așa doar foarte puțin pentru mâncare. Niște bețe basic pentru urechi, un martinel, n-am mai mâncat martinel de multicel timp, am luat și niște roșioare, mâine fac salată, da iubirea lui mami, Doamne, tu le-ai spus oamenilor că ai mâncat deja? A primit și el ceva bun. Am luat două sticle din astea de lapte. Da, da. Fără lactoză este laptele. Cristi și-a luat două sana. Da, măi, mami, nu-ți place ăsta, mami. Faci prostii la burtică dacă îți dau. Și am luat și două caserole din astea mari cu ficăței, pentru că săptămâna asta nu mai gătesc, n-are sens, că avem și musaca, vreau să fac și macaroane cu brânză, ce spunea Cristi, mâine, niște ouă, mai avem și martinel, avem o grămadă de mâncare și ar fi păcat să o aruncăm, noi nu suntem adepții mâncării aruncate, însă luni vreau să gătesc niște ficăței pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp, de-aia am și luat două caserole din astea mari cu usturoi și poate cu ceva mazăre, lui Cristian îi place mazărea, mie îmi place, pentru el o să fac cu mămăligă și vor fi foarte buni că n-am mai mâncat. Am luat și un castravete, un salam din ăsta uscat de la Cristi, și-a luat Cristi pentru sandvișuri să-și mai facă la muncă. Deci gata, am vorbit prea mult. S-a terminat. Așa, am luat și niște prosoape pentru bucătărie, șervețele din astea de bucătărie, pentru că eu nu pot să stau fără. Pentru pisici din curte, le-am cumpărat niște Whiskas din ăsta junior, pentru că credem noi că au nevoie de mai multă proteină și ați văzut că, în general, hrana de pisici și de animale, hrana care este mai ieftină față de tot ce găsim în magazine, nu are foarte multă proteină, mai mult cereale și așa mai departe. Și am zis că este cazul să le iau și lor niște Whiskas, deși toate au prostii, adică mai bine le dai cărniță sau așa mai departe, însă le-am luat plicuri din astea multe, 12 plicuri pentru junior. Pentru Rex, cățelul din curte, am luat o conservă cu mâncărică. Cristi și-a cumpărat șervețele din astea. Așa. Pentru Garfi, uite acum să îi pun. V-am zis atunci când am cumpărat din Lidl, la ultimul hol alimentar, că i-am găsit mâncarea aceea, tot Purina One, dar cea cu pui sau cu curcan și era în cantitate mare. Ei bine, s-a mai golit din
borcănoiul acela în care îi punem mâncare și am făcut loc și pentru aceasta, pentru pisici sterilizate. El este sterilizat și dacă îi dau doar mâncare care nu e pentru pisici sterilizate, se îngrașă. Eu vreau să-l mențin la o greutate normală, chiar să fie slăbuț așa ca mine și am cumpărat punga asta cu mâncare. Iar pentru oia mici din curte am luat Purina din asta pentru junior, cu multe proteine, vitamine și chestii. Nu știu dacă e real sau nu, dar pe lângă cărniță le dăm și bobițe din asta o perioadă să vedem cum sunt. Dacă mai pun și ei cărniță pe ei, dacă se mai îngrașă puțin. Și am mai luat un miau-miau din ăla cu portocală. Ia asta să vi-l arăt. Da, mami, ăla, bravo, mami. Ăla de acolo l-am găsit și în Auchan, ne-am bucurat foarte mult. Noi de obicei îl cumpărăm din Kaufland. În Kaufland costă 14 lei sau 15 lei. Aici am dat 16 lei pe el. Pe el. A, și papi, da, am luat doi papi. Unul s-a pierdut, Pedro. S-a pierdut la mine în stomac. Și cam atât, am fost și în DM și am acolo o sacoșă, dar o să filmez mâine un clip separat, cred că deja ați văzut sau nu știu, pentru că sunt mai multe cele chestii și nu vreau să încarc daily vlogul acesta numai cu o parte de cumpărături. Eu v-am lăsat atât pentru seara asta, mergem să punem cumpărăturile la loc, mă la durerea în gât, mă duc să iau sirop, facem duș și pe urmă ne uităm la șef la cuțite și între timp o să mănânc și puțin martinel. Puțin salam. Puțin salam. E bine. A ora 9. Suntem bine amândoi. Ok. Ofelie. Da. Ok. Ah, și am cumpărat și pentru Garf o cutie din aia cu plicuri. Dar ce am cumpărat? Purina, nu? Că cunosc pisica. Da, uite, gurmeul ăsta. Sunt micuțe, să știți, plicurile astea. Dar văd că i-au plăcut, surprinzător, am găsit și noi ceva care să-i placă. Să vedem, să vedem până când. Mami, mai ai în castron? Mai ai, mami. Ok, ne auzim mâine. E atât de întunecat astăzi afară, Doamne, trebuie să aprind becul pentru a filma ceva. Astăzi este prânzul, acum când vorbesc cu voi. Mi-am încălzit aici niște musaca pe care am făcut-o ieri și cam așa arată. Mi-am dat seama că în vlogul trecut... În vlogul trecut? Da, nu v-am arătat exact cum arată ea și cum vă spuneam, eu o mănânc cu o tonă de smântână extra, vedeți câtă smântână mi-am pus aici, sau cu iaurt. Prefer iaurtul că e mai subțire, dar aveam doar smântână în casă și mi-am pus și mi-am făcut aici o mini salată, poate mă mai ajută cu răceala asta, puțin castravete, roșie, foarte mult suc de la lămâie, sare și cam atât. Mă pun la masă până acum. Am filmat haul-ul de M, l-am și editat și să vedem ce mai fac de acum înainte. În seara asta mâncăm Taco Bell, doar ce a venit comanda. Ne-am comandat același lucru, doar că al meu este cu pui, al lui Cristi cu vită. Avem aici și ceva cartofi. Vă arăt doar la masă, doar la masă vorbim astăzi, dar cam atât s-a putut. Gata și cu cină, gata cu duș, mi-am spălat și părul, am aprins lumânarea aceea din Jumbo care miroase foarte bine a Crăciun, mi-am făcut și un cold Rex din ăla pentru sinusuri și mă pun puțin să citesc. Aici în Neagăn, n-abia aștept să termin cartea asta, am citit ceva din ea și până face Cristi duș, pe urmă ne vom uita la Harry Potter. Suntem în Carrefour și voiam să vă arăt că am găsit linolada. Asta este preferatul meu. Doamne, cât îmi place. E o cremă foarte bună, tartinabilă. Și văd că sunt mai multe variante aici, așa, și cu cocos, doar că eu mi-am luat două din astea. Sunt și la reducere. Doamne, cât de bune sunt. Dacă tot am ajuns în zona asta de Carrefour, am cumpărat niște chiurtoși din ăsta. Am mâncat, sincer, puțin mai devreme. Uite, acolo, acolo este locul din care puteți să vă cumpărați, de aici de la Carrefour, foarte bun și proaspăt și moale. De data aceasta l-am cumpărat cu Nutella, ați văzut că din Carrefour mi-am cumpărat linolada și acasă o să tot mănânc linolada, așadar i-am lăsat lui Cristi bucuria de Nutella. Am venit să ne plimbăm puțin în Mamaia, pentru că n-am mai fost de mult timp și am nevoie de ceva aer curat. Vedeți că e foarte, dar foarte, foarte, foarte pustiu.
Ne auzim astăzi luni, n-am mai vorbit în weekend pentru că am fost la e-mail, a fost totul ok. Am primit și un cadou în weekend, știți că am avut problema cu răceala, v-am zis și în vlogul ăsta, nu mai știu, sunt foarte aeriană pentru că azi n-am primit niște vești bune. O să vă povestesc așa, în mare, ce s-a întâmplat și sunt un pic confuză, dar am zis totuși să filmez, să vă arăt ce am primit de la doamna Angie și să editez și eu clipul acesta, să-l pregătesc pentru mâine. Va fi scurt, dar aia e, vă rog să mă înțelegeți. Săptămâna trecută, când? Când Cristi? E și Cristi în pat acolo, nu știu dacă îl vedeți. Salută. Săptămâna trecută... Vineri sau joi? Vineri. Da, vineri. Cristi a dus manechinul la doamna Angie, eu nu m-am simțit deloc bine și draga de ea mi-a dat un cadou. Vă mulțumesc foarte mult, știu că vă uitați la clipul meu și nu trebuia să vă deranjați. Sunteți o drăguță și mulțumesc foarte mult. Eu m-am uitat aici pentru că cunoașteți chestia mea cu curiozitatea. Vă arăt ce am primit și după vă zic și ce s-a mai întâmplat și ce o să se întâmple de acum înainte, pentru că urmează din nou un proces lung, greu, în fine, așa, doamna Angie mi-a lăsat aici un bilet, ok, lăsăm aici, vă mulțumesc foarte, dar foarte mult, nu trebuia să vă deranjați, mi-a cumpărat un ser din ăsta de la Gliss, eu parcă am mai avut unul când au apărut atunci, nu mai știu, dar nu pe acesta, acesta este cu ce? Complex ionic și sâmburi de struguri, cred, ia să vedem cum miroase, mi-a zis, mamă, miroase a must, Cristi. Wow. Cristi zicea de ceva timp că voia niște must. Mamă, îți pun într-un păhărel din ăsta. Îmi spunea doamna Angie că îi place foarte mult. Este un produs pentru păr, în cazul în care nu știți și nu ați mai auzit despre el. Pentru păr, pentru vârfurile despicate, e un fel de tratament, așa, se amestecă foarte bine. Îl lași super puțin pe vârfuri să acționeze după spălare și ar trebui să fie ok. Nu știu, pe acesta nu l-am încercat, îl voi încerca cu mare, mare, mare plăcere și vă anunț și pe voi cum o să fie. Apoi, am mai primit aici două măscuțe, pe aceasta am mai avut-o de la Sephora pentru buze. Îmi pare rău că îmi tremură mâinile, dar sper să fie de înțeles. Iar aceasta este o mască din aceea pentru ochi cu aloe vera. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Îmi plac mult de tot măștile astea de la Sephora și le folosesc de fiecare dată. Și mai am aici un produs pentru baie, acesta de la Ritual, Ritual of Ayurveda. Mie îmi plac foarte mult produsele astea și dacă v-ați uitat la cliburile mele, cu siguranță le-ați mai văzut și prin terminate și prin favorite. Îmi plac foarte mult. Nu mai știu cum mirosă astea roșii. Eu, nu acum, l-am avut înainte pe acela cu albastru și pe acela cu verde. Verde, vernil ceva, pe care mi l-a cumpărat Cristi. Îmi plac foarte mult și acela cu roz îmi place. Ritual of Karma, parcă se numește. Nu mai știu. Mulțumesc foarte mult. Ăsta cu siguranță merge direct la baie. Este spuma, nu? Da, spuma pentru duș. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru cadou. Sunteți minunată ca de fiecare dată și nu uitați, dacă vreți să vă faceți rochie de mireasă și sunteți din Constanța sau chiar dacă nu sunteți din Constanța, pentru că n-am vorbit prea mult despre treaba asta, doar v-am povestit în vlogul acela lung despre nuntă. Atunci când am fost eu, de fiecare dată și la probă și când mi-am ales rochia, la doamna Angie în magazin era full. Din toate părțile țării au venit. Stați să trag floarea asta, așa. Puteți să mergeți la doamna Angie, vă rezolvă imediat, știe din start, dacă se uită așa la voi, vă scanează și își dă seama ce vi se potrivește, plus că puteți să vă sfătuiți, puteți să vă ajustați, puteți să mai tăiați din decolteu, din mâneci, din tot ce vreți voi. Așa, în weekend nu am filmat, m-am ocupat intensiv de pisici și aceia au o problemuță, am pierdut doi dintre ei, nu înțeleg de ce. Și m-am ocupat de restul, le-am cumpărat niște vitamine foarte bune, adică recunoscute pe piață și le-am administrat. Acum le-am lăsat și le dă mamaia, vitamine și chestii din astea, le punem în pliculețe, așa, și sunt ok. Și ce-am mai făcut de când am mai vorbit cu voi? Răceala e mai bine, dar sincer vă zic, că aș fi preferat să fiu răcită în continuare.
decât să aflu treaba asta. Am mai încercat să vorbesc, să vă spun despre treaba asta acum, doar că de fiecare dată mă împotmolesc și mă pierd în cuvinte și în explicații, pentru că, din nou, trebuie să o iau nu de la capăt, de la minus, cu mult minus. Eu v-am mai zis că de când mă știu am probleme stomatologice, de data asta sunt niște probleme grave care nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns în al 12-lea ceas, am ajuns fix la timp. N-am ajuns când trebuia, pentru că dacă aș fi ajuns la momentul potrivit, să zicem, costurile ar fi fost mult mai mici, deranjul meu ar fi fost mult mai micuț, așa trebuie să trec prin niște procese multe, lungi, grele, vedem ce o să fie, nu știu, pentru că și pentru mine e ceva nou, dar a fost astăzi pentru că nu mă simțeam deloc bine, gingia mea era foarte inflamată, foarte inflamată. Spălatul pe dinți devenise un chin, un stres efectiv, nu mă puteam, deci când trebuia să mă spăl pe dinți, mie deja îmi venea să plâng, mă dureau gingiile, mă dureau dinții de fiecare dată și toată lumea, adică oamenii din jur nu prea mă luau în serios când eu spuneam că simt o durere aici și că îmi pulsează ochiul, din păcate am ceva infecție care migrează și se duce pe unde vrea ea și am luat-o la timp, nu din pripă, dar să nu se întâmple, Doamne ferește, ceva mai grav. Și din cauza asta erau toate chestiile cu infecție. Altele nu vreau să vă zic mai mult de atât. Și de când mă știu, am probleme cu dinții. În ultima perioadă s-au agravat, cum vă spuneam. Îmi pare rău dacă n-am o coerență în exprimare, doar că credeți-mă că au venit astăzi foarte multe chestii, am aflat foarte multă informație, au venit așa multe, mă așteptam la acestea, doar că speram să fie ori problema aia, ori problema aia, ori Doamne ferește problema aia. Și sunt toate lucrurile rele care se puteau întâmpla. E un proces lung, am fost consultată astăzi la clinica Dr. Leahu, care este cea mai mare din Constanța și de prin țară, din câte știu eu. Mi-am luat inima în dinți, am mers acolo, am fost consultată și de domnul doctor, pentru că eu la dumnealui am vrut. Au venit alți doi medici de specialitate, m-au consultat și aceia, au văzut ce se întâmplă și începem tratamentul. De săptămâna următoare, pe 2 noiembrie, sunt programată, eu... Vă dați seama că pe mine mă însoțește Cristi, eu n-am frică de dentist pentru că am trecut prin foarte multe și nu mi-e frică deloc, deci când merg la dentist, chiar asta îi spuneam și domnului doctor, care e extraordinar, și să vorbim așa puțin, Cristi, să-mi aduci aminte, te rog, să revin la ideea asta cu... Doamne, iar nu mai știu ce am vrut să zic. Cristi râde de mine aici pentru că nu mă pot exprima continuu, deci trebuie să fac pauze. Că mie încă nu îmi vine să cred în ce stadiu am ajuns. Da, vă ziceam că mi-am făcut programarea cu o lună și am tot căutat, vă dați seama, review-uri, păreri. Eu de foarte mult timp îl urmăresc pe acest domn doctor și îmi place informația pentru că el intră mereu în direct la Vorbește Lumea. Dacă vă uitați pe ProTV, are și o emisiune ceva despre sănătatea orală, informații interesante. Și am mai intrat și pe pagina de Facebook, unde am găsit acolo niște review-uri de la clinica din Constanța, oribile. Și zic, păi, n-are cum, pentru că... Oribile erau doar spre persoană. Da, asta vreau să zic. N-are cum să fie așa, pentru că doctorul ăsta mi se pare atât de cu un vibe atât de bun. Imediat te încarcă pozitiv. Dacă ai o problemă, mi-a spus din start, măi, este ceva grav la tine, trebuie să o rezolvăm treptat, etapizat, trebuie să treci prin mai multe etape, vedem ce se întâmplă, trebuie să dăm falsetele jos. Imposibil, mi s-a închis camera acum. Ăștia sunt ochii răi. Am luat și o gură de cafea. Și erau review-uri în Constanța foarte nasoale. Ținând cont de faptul că eu, v-am zis, l-am văzut pe domnul acesta doctor la mai multe emisiuni și am văzut că are un vibe atât de bun, acum l-am văzut și în realitate, zic, n-are cum ca toată lumea să fie nasoală din această clinică. Mi-am luat inima în dinți, Cristi m-a susținut până în pânzele albe, băi, mergi și vedem ce se întâmplă, pentru că nu e ok, eu nu mai aveam o stare bună, eu am febră de foarte mult timp,
Vă dați seama ce se poate întâmpla de la o infecție în corp care nu este tratată. Și atât vă zic. Și am mers. Review-urile erau despre personal, despre doamnele de la recepție, că sunt nasoale, că au arfe, că nici de cum. Deci cum am intrat în clinică, toată lumea s-au comportat cu mine, cu noi, că a fost și Cristi, atât de frumos, nu aveți idee. A fost pentru prima oară când am mers și a trebuit să-mi fac o fișă acolo, să-mi dau acordul pentru mai multe chestii, să fac radiografie. Am făcut și radiografie, o șmechereală de radiografie cu un detail aparatul acolo. Am avut o vestă pe mine, mi-am dat accesorii, tot. Și deci, dacă sunteți din Constanța și vreți să mergeți la doctor Leahu, vă recomand să vă faceți o programare la el și o să vă spună când este în Constanța, vă sună cineva de la recepție, nu vă faceți probleme că întâmpinați fețe acre sau că vă dă ceva înapoi de la recepție, pentru că nu se întâmplă așa. Vă zic cu mâna pe inimă că eu fug de tot ce înseamnă personal deloc amabil, dar aici nu a fost cazul și toată lumea s-a comportat frumos. Revenind la ideea pe care l-am rugat pe Cristi să o rețină. M-au consultat 3 medici, totul a fost ok. Sunt consumată, asta îi spuneam domnului doctor, asta era ideea, că sunt consumată de problemele pe care le-am cu dintele ăsta, care acum se pare că m-a dus într-un stadiu cel puțin periculos. Și îi spuneam că am trecut prin foarte multe intervenții, nu mi-e frică de dentist, absolut deloc, am avut fel și fel de intervenții, de operații, de tratamente, de canal, am informație despre chestia asta, știu ce înseamnă și îi spuneam că nu mi-e frică de procesul în sine, cât mi-e frică de cum o să arate, cum o să fie. Pe 2, la ora 7 seara, merg să-mi fac o scanare la clinică. Aoleu, ce m-am speriat, a căzut biletul de la doamna Angie. Merg să-mi fac o scanare și să trimit la București. Pe urmă merg să-mi fac un alt tratament de la 8 seara pe tot ce înseamnă parodontologie. Și dacă dați un search pe internet, știți ce înseamnă treaba asta. Când vine vorba de infecții, nu este din cauza mea nimic. Mi s-a spus că igiena mea este impecabilă și se vede că eu nu am pic de tartru. Și după să vedem în ce stadiu este infecția, cum o să fie tot. Și începe procesul. Trebuie să merg la București, acolo la clinică, pentru că n-am de multe dăți. Deci doctorii, având un vibe atât de bun, mă făceau să mă simt foarte bine, confortabil. Dar în sine știam care este problema și după ce mi-au spus, vă dați seama că eram conștientă că trebuie să rezolv cumva și repede, că asta e chestia. Și n-am, unele informații le-am scăpat așa. Sunt multe, dar nu le zic aici pentru că sunt atât de mâhnită de ce mi se întâmplă mie asta acum, încât nu. Încă sunt șocată, încă am chestia aia și de adrenalină, pentru că a fost o întreagă experiență astăzi și da, foarte ciudat, dar o să fie ok. Domnul doctor a văzut că sunt un pic crispat așa, dar am făcut glume, am spus că sunt, că fac vlog, că sunt vlogger, a fost foarte entuziasmat de treaba asta, chiar îmi spunea că băi, Larisa, trebuie să vine neapărat la București și să faci un vlog și de acolo. Și m-am calmat, dar vă dați seama că nu e un proces ușor. O să vă mai zic pe parcurs ce o să fac, o să vedeți și voi că zâmbetul meu nu o să fie ok. Ăsta este vlogul, îmi pare rău dacă v-a mișcat cumva situația mea, dar nu aveam cum să ascund lucrul acesta, pentru că veți vedea și voi, repet, nu e o chestie pe care... Tot rău spre bine, da. Nu e ca și cum îmi fac ceva la mână și îmi țin mâna înfășurată într-un hanurac și nu se vede, nu. Adică o să se observe anumite schimbări la zâmbetul meu, la dinții mei, o să trebuiască să-mi dau fațetele jos, o să trebuiască să-mi dau toate coroanele jos, deci de asta vă zic că nu o să fie ușor și o să fie o chestie vizibilă, dar o să trecem prin, cu ajutorul vlogurilor, o să trecem prin chestia asta. Îmi pare rău că vine vlogmasul și sper să nu am dureri, sper să, dintele ăsta de aici există o posibilitate foarte mare, cum i-a zis și domnul doctor, să nu-l mai putem salva, pentru că au intrat acolo sub coroană, coroana nu a fost
modelată după forma gingiei mele sau v-am zis că unele informații le-am așa în creier, nu a fost modelată după cum trebuia și mi-au intrat acolo foarte multe bacterii care mi-au măcinat dintele, l-au mâncat practic și nu știm dacă mai putem salva ceva. Există o posibilitate, o probabilitate destul de mare să-l scoatem fix pe ăsta de aici care se vede și al naibii că am un zâmbet larg și așa, să punem și implant la el. Sper să nu se întâmple treaba asta în vlogmas sau dacă se întâmplă, măcar să n-am dureri sau ceva, dar e mult prea devreme să vorbesc despre lucrurile astea. Momentan este importantă treaba cu infecția. Sunt ferm convinsă că o să fie ok, o să fac și ceva laser pentru decontaminări pe ambele arcade. Oh, Doamne, o să fie un proces lung și greu. Dar aia e. Ok, ăsta a fost vlogul. Cum spuneam, îmi pare rău că nu... Doamne, nu. Sper că nu v-am tristat ceea ce v-am zis sau nu v-am stricat starea, dar asta e viața. Așa se întâmplă lucrurile în viață. Era de așteptat. Cum i-am zis lui Cristi. Băi, am început anul al naibii de prost și așa o să... Nu că așa o să se termine, că nu am gândirea asta. Eu gândesc pozitiv. Vedeți că sunt ok, doar că când mă gândesc... Pa! Exact! Vedeți că eu... Exact, exact. Sper ca în 6 luni să se rezolve și să fie toate lucrurile așa cum trebuie. Eu nu am o gândire negativă. Vedeți că sunt ok, cum spuneam, doar că când vorbesc așa canalizat, strict pe anumite probleme, îmi pare foarte rău pentru că eu sunt cea care a avut de pierdut. Dar, în fine... În fine, nu, așa e viața, așa se întâmplă, avem probleme din astea, o să le tratăm cu răbdare, cu putere, cu psihicul foarte bine, cu foarte multă finanță, cu de toate, dar dacă se rezolvă, cu siguranță... Exact, sănătatea pe primul loc și contează că am descoperit chestia asta în timp, nu la timp, ci în timp. Așa e, așa se întâmplă. Ne vedem în vlogul următor. Eu o să editez clipul acesta pentru mâine, pentru marți și mâine voi începe un alt vlog. În seara asta nu mai facem nimic, nu mai ieșim nicăieri pentru că mă doare capul îngrozitor. Deci îngrozitor. Trebuie să procesez tot ce se va întâmpla și tot ce se va schimba și o să fiți cu mine. O să fiți cu mine în tot acest proces. Cum îi spuneam și lui Cristi, băi, poți să rămâi și fără dinți? Doamne ferește, nu o să se întâmple asta, că domn doctor sigur o să aibă grijă. Dar vlogmas fac. Așadar că știu că am mai primit mesaje și în privat, stați liniștite că fac vlogmas, poate să se întâmple orice. Și la pat, Doamne ferește, dacă sunt răcită, nu contează. Stau, da, deci asta vreau să zic, stau în pat și îl pun pe Cristi să-mi țină camera și doar vorbim și tot o să ne vedem în vlogmas. Pentru că e o perioadă atât de frumoasă pe care abia o aștept și de fiecare dată în vlogmas se întâmplă numai lucruri bune, așa o să se întâmple și anul acesta. În fine, gata, v-am lăsat. Ne vedem data viitoare cu un nou daily vlog și mulțumesc foarte mult, doamna Angie, pentru cadou. Pa, pa!